ocupați loc. Bună seara, dragilor. L-am povestit celor de acasă ușor un mic istoric pe care noi îl avem cu voi. Și uite, sunt foarte multe lucruri din care oamenii de acasă au de învățat, noi avem de învățat și inclusiv îmi place faptul ăsta că de câte ori veniți la noi, așa putem să intrăm. Să mai aflăm câte ceva din relația voastră. Care e statusul vostru acum? Cum sunteți? Teme calmat? Că e data trecută cam la gelos, cam Dimitri, cam aprins. Nu? L-am simțit. Acum nu trebuie să stai un pic, dar se vede din exterior, nu? Da, da. Eu nu vreau să zic nimic, dar ai avut dreptate. A văzut roșu, așa cum e și Ferrari-ul, tot roșu. Ai avut dreptate să te... Eu nu că țin cu tine, dar ai avut dreptate. Știi cu vorba aia? Cu nu vreau să zic nimic, dar... Și, a, cu inel. Bun, hai să facem o recapitulare scurtă, da? Deci, pentru cei de acasă, Ecaterin avea pe... Nu mai por niciunul, ca să nu mai fie discuții. Avea acum puține luni am pe am început bege. Discuția despre inelul de logodnă, ea întrebându-mă pe mine, după care am trecut ușor în direcția ei și ea avea pe mâna stângă două inele. Inelul primit de la, domnul mine, aici de față, binecuvântat. Ceea ce era absolut normal și ceea ce era absolut normal. Care avea lângă un alt inel. Ce s-a mai întâmplat de atunci? Stai un le-am pic, vândut, le-am amaletat. Stai un pic, să... Celălalt inel pe care Ecaterina l-avea la mână era inelul primit de la fostul. Da. Cu, în acel moment, și eu, și Dimitri, am aflat, și toată lumea din platou, am aflat că este inelul de la fostul. Corect? Deci atunci a fost primul la moment... De la Beatul cu Ferrari, da. De la Beatul... Era sau nu? De la Beatul cu Ferrari... Nu, de la un alt. Adevărat că ea a fost curtată de foarte mulți milionari. E și așa. Foarte frumoasă. Și eu sunt norocos că ea a stat cu mine atâția ani, nu? Și mai stai cu mine, nu? Ce hai să nu luăm decizii la noi. Bine, știi că noi fetele avem abilitatea de a face din orice miliardar milionar. Absolut, bravo. Mai nu, la mine n-a fost cazul, din păcate. Stai, așa, eu încerc să păstrez adevărul istoric. Ați plecat de la noi. Vreau să facă cronologia faptelor. Da, lăsând discuția deschisă despre inel. Cum de ai dat inelul jos? Adică v-ați certat pe tema asta? Ați avut o discuție că de ce inelul lui este lângă inelul fostului? Da, a fost ulterior, a fost discuție pentru că el aflase în timpul emisiunii din cauza ta, mai exact, Cătălin. Mulțumesc, da, deci mulțumesc frumos. Și... N-am știut nici eu că era un inel de logodnă ăla. Dar nu fusese un inel de logodnă. Nu pot să zic că m-a deranjat acum atât de tare. Dar... Până la urmă, dacă ea și-a ales să-și păstreze, să aibă o amintire, probabil, de la el... Nu sunt atât de gelos. Inelul a fost dat, nu mai există. Asta e cel mai important, nu? Da, nu pentru mai că pe tine Dimitri te-a deranjat un pic. Păi da, acum nu mai port nici inelul lui. Nu suntem bine nici păi, inelul lui, din păcate, nu se putea micșora. Stai puțin, am mâncat cu sare și s-au umflat degetele. Deci ești acum și tu cârcotai pe bune. Nu e problema, e că, nu, problema e că e prea mare, cade. E prea mare. Nu, să nu cadă că este rău. Lasă-l acolo până îl micșorezi, părerea mea. Am zis să nu mai port și gata, port cercei, inele. Brățări, ceasă. Gelozia a continuat cu Ferrari-ul. Data trecută am aflat că fostul tău iubit conduce un bolid de lux. Și că și mai că... păstrați legătura. Da. E normal. Nu, doar la aniversări de naștere. La mulți ani, nu? Sau? Te rog, te-a întrebat. I-ai spus la mulți ani sau doar... El mi-a spus la mulți ani de ziua. Păi, mai rău, nu vine să cred. Dar mi se pare de bun simț să-i spui fostului prieten și, la mulți și ani. Și de Crăciun? Urmează, nu? Nu, de Crăciun, de Paște, nou. Nu. De anul nou, nu. Bine, facem așa. Noi vrem, să vă testăm puțin relația și Dimitri vrem să sărim puțin în ajutor. Uite, Cătălin, o să-ți dea un set de întrebări. Noi n-am fost informați. Tu stai aici frumos. Stai aici așa, relaxează-te. Este testul la prietenul meu și fratele meu, cum ar fi aici, primește iertia. Astea sunt întrebări pe care tu le citești ei și noi cu toții, cu sufletul la gură, de-abia așteptăm să vedem ce răspunde ea. Pentru că o să fie... Pe sincer, hai să spunem că avem și un detector de dup, dar asta o să-ți spunem la final. Dacă cumva minți, noi citim pulsul, citim expresia feței și dacă cumva ai mințit... Zoia! Vezi camera? Deci camera îți citește... Vezi că limbajul trupului îl știm foarte bine. Exact. Ok, prima întrebare. Câte dintre relațiile de până acum s-au încheiat pentru că tu n-ai mai vrut sau n-ai mai putut să le continui? Uită-te în ochii lui când vorbești cu el. Câte... Toate. Zi mai repede, cât începe timpul? Trei relații, ok. Iar e ca și la 3 din 7, că știi, zile săptămânii. 3 din... Nu întrebam câte, dar și eu. Deci nu ai mai putut să le continui, da? Nu ai mai vrut tu. Ai înșelat?
Doamne, ce întrebări! Zi acum adevărul. Că... No, n-am, întrebarea nu, okay, e pe cine, nu e pe cine. În ce scop, da, zi dacă da sau nu. Vai de mine. Vai. Păi îți dai seama cum o să pic la faza asta? N-am înșelat. Păi nu, 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 deja... N-am înșelat. Vrei să spun ce mi se spune în cască de la, din partea detectorului? Adică chiar... Gândește mai bine. Nimeni nu este... Auzi. Cel fără, wow, de greșeală să arunce primul cu piatra. Dar ce suntem la spovedanie? Unde-i, exact, preotul? Este, e bine Crăciunul, nu e normal să fii mai bun, fiți bine, mai buni. Bine, da. Ei, uite, cine n-a înșelat la viața lui? Da. Deci ai înșelat. Știm cine, da, momentan. Cine nu... Dar nu pe cine? Nu pe mine. Persoanele de față se exclud. Nu, persoanele, da, excluse persoane sunt de față. Da, nu pe el. Găsești scuze atunci când vine vorba despre sex? Asta răspunde eu, nu trebuie să răspunde ea. Hai, te rog, te rog. Gen, mă doare capul sau stai da, în seara asta. O vorbă stai așa cu... că mergem la emisiune, stai că nu știu ce, stai că ne-am Doamne, pozit. Doamne, nu! Deci așa faci? Găsește, găsește, scuze. Hai să da, spun, ca, e... ca orice femeie, probabil după ani de relații, nu? Există... Sau? Sau sunt femei care nu găsesc scuze? Natalia, zici tu. Depinde de femeie. Relații mai lungi. Depinde de femeie. Nu știu ce să zic. Dar se prea poate la un moment dat să găsești și scuze pentru că poate nu mai ai disponibilitate. Nu ai chef, ești obosită. Se întâmplă. Suntem femei, nu? Corect. Și bărbații au și scuzele. Bine, depinde cât de des. Și plus există o vorbă care spune ca femeie nu merită să ai o durere de cap dacă nu ai un bărbat pe care să-l refuzi. Deci, așa că... Deci, da. Ai scuze, bun, bravo. Deci se scuză. Cine se scuză, ți acuză. Dacă mai întâlnim mâine, te-ai mai îndrăgostit de mine? Da. Da? Nu, da. Adevărul, când ne-am întâlnit, eram sărac, da? Da. Bine, nici cam cum nu, da, sunt foarte bogat. N-am Ferrari, da. Dar... Asta zic, nu. Păi ai Ferrari sub alte forme. Nu, nu. Sub alte mărimi, dacă vrei. Ce are? Magnet de frigider? Ce are? Are... case. Talent. Talent. Am talent. Da. Ăla nu poate să-l ia nimeni. Ferrari mai ți-l ia cineva. Ai, mai te duci într-un pom cu el, ale, bravo, alea. Doamne ferește. Nu-i vrem să... Se pare că vrei binele. Ai văzut? Da, ia zic. Dimitri, hai, continuă. Te simți în siguranță alături de mine? Da, 50-50. 50-50. Aoleu, stai că mi-a făcut. Așa, sincer. Bun, hai să... 50-50. Păi, hai să vedem dacă reușim să faci. Dar nu m-am simțit în siguranță așa... Bine, nu cred că s-a simțit vreodată ea în siguranță. Cu ea, cu ea. Da, tu vorbești de siguranță în sensul că mâine nu va mai fi și va pleca? Sau siguranță că dacă ieșiți pe stradă, el îi dă cu... Din punctul ăsta de vedere, în sensul dacă... Dacă te-ar apăra. Ești 100% că te-ar apăra, asta e. Din punctul ăsta de vedere fizic, da. Și 50% ești că s-ar putea ca mâine să mai fie sau să nu mai fie, nu? Asta e siguranța despre care tu vorbeai. Nu, mă refer siguranță... În ce constă, ia spune. De ce nu ești sigură? Da. În sensul... Ce-i lipsit? În sensul cu ce? Ai, zic! Zic că stăm la noi, ce măi! Nu, era întrebare scurtă. E întrebarea adiacentă asta, e ca o continuare. Ca să înțelegem, ce te face neliniștită? Zi! Nu știu, nu mă simt neapărat pe locul 1. Adică simți că acordă timp altcuiva? Adică nu crezi că în viața lui tu nu ești numărul 1, există altcineva? Cine? Nu, mă refer că el e foarte atașat de familia lui. Și m-am sunt atașat, nu. E familia ta number one. Avem aici, să știi, la un moment dat... Familia mea ești tu, eu zic. Bărbații? Nu există cineva mai presus decât tine. Da? Păi da, normal. Eu nu da. Simt asta. Eu simt că dacă se întâmplă, nu știu, nu mă prioritizează pe mine tot timpul. Nu mă prioritizează tot timpul. În fața cui? Mamei? Situațiilor. Să avem diferite situații. Te simt foarte emoționat acum. Da, păi, sunt sinceră. Da, e foarte frumos asta. Și asta eu nu mă simt neapărat, nu știu, prioritizată tot timpul. Sunt momente care îi reproșez, poate, în care... Sau în care așa explică... simt eu, na. Sunt momente, Ecaterina, în care îi reproșez lui Dimitri că nu ți-a acordat suficient timp sau că te simți, poate, uneori lăsată pe ultimul loc. Să știți că în viața noastră nu prea există nimeni afară de noi doi, nu? Adică nu e adevărat. Noi, cum? Nu e adevărat. Nu. De există. Păi avem tot felul de evenimente la care, și când care trebuie onorate și nu sunt... Adică uneori se întâmplă, nu știu, de exemplu, dacă noi seturile le facem cu bandul uneori de 50 de minute, el uneori ține setul o oră și 20 de minute, pentru că așa simte el. Da. Păi... Și nu mă prioritizează pe mine. Poate eu sunt obosită dimineața la 5... la un eveniment privat, eu poate sunt obosită să cânt până la 6.
Dar el dacă simte să cânte până la ora 6, adică cântă până la ora 6 dimineața. Adică spui că este un pic egoist? Nu știu dacă neapărat egoist, dar e foarte, pentru el e foarte important să mulțumească pe poate cei din jurul lui. Poate e un Ferrari al muzicii. Vrea, nu, el simte nevoia să mulțumească pe toți cei din jurul lui care... În detrimentul tău. Caterin, e de părere că dacă, de exemplu, cineva... Dacă ești contractat sau angajat de cineva, nu mă mai prioritizezi, papa. Indiferent dacă ea greșește, eu cumva trebuie să o susțin pe ea. Și filozofia mea a vieții nu neapărat corespunde cu a ei. Adică eu sunt pentru adevăr cumva. Poate că mergând cu adevărul îi dai și ei o ocazia și oportunitatea să-și dea seama că a greșit și să repare niște lucruri la ea. Încerc, dar nu întotdeauna își dă seama. Dar asta e, nu știu. Da, el merge cu adevărul. Hai Dimitri. Da. Poate progresez, suntem bine. Hai, continuă. Dar câte sunt? Se simți fericit alături de mine? Sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe, sunt. Mai avem. Da, ca orice viață, cu bune și rele. Trecem prin uneori, toate. Uneori, da, uneori nu. Da, ok. Relația noastră s-a îmbunătățit sau s-a deteriorat în timp? S-a îmbunătățit. Money. Atât, pe bune. S-a îmbunătățit, doar ne-am cunoscut mai bine. Asta zic, așa e vorba cea emoțional. Voi doi, chimia dintre voi doi s-a îmbunătățit în timp sau a fost flacără aprinsă de la început? La început, eu, din păcate, eram o fire foarte nesigură pe mine și foarte geloasă. Și el m-a ajutat să mă descoper foarte mult latura pe care eu mi-am dorit-o să o descoper, muzica, tot ce înseamnă compoziție, versuri, producție. Frumos. Și așa mai departe. Și m-a ajutat în detrimentul ăsta. Sunt lucruri din trecutul tău pe care le-ai ascuns de mine pentru a proteja relația? Ce sunt? Lucruri pe care le-ai ascuns de mine? Fiecare... Pentru a proteja relația? A woman's heart is an ocean of secrets. Răspunsul e da, ca să scurtăm. Răspunsul e da, ok. Da. O să discutăm noi după aia. Care sunt trei calități pe care le admir la mine? Răbdare. Foarte răbdător. Răbdare. Din nou. Da, răbdare. Dar ar mai fi și faptul că ești un om cinstit. Ești cinstit. Două. Onest. Mai ne trebuie una. Hai, da. Ce-ți trece repede pe cap? Asta, onestitate, răbdare. Și atât. E un om bun. Fundamentul, fundamental, fundamentul este un om bun. E atent, e iubitor, e generos. Nu e generos. Nu sunt generos, Jesus, pe bune. Nu, nu știu, e... Nu. Bine, ea a fost învățată cu diamante, cu chestii mai... Asta zic, cu Ferrari, cu alte chestii. Atunci... Da. E sensibil, te face să te simți iubită, specială. Da, cu orice vii după aia, nu ești generos. Care sunt trei lucruri pe care le iubești la modul în care comunicăm unul cu celălalt? Niciunul. Nu comunică. Nu comunicăm. El nu comunică. Nu comunică. Este mai introvertit, mai închis în el. Da. În momentul în care ne certăm, el nu reușește să mă pună față în față și să caute, să vă uite, de ce ne-am certat, ce s-a întâmplat, unde te-am supărat sau unde m-ai supărat tu pe mine, uite de ce am reacționat așa. Noi nu discutăm și atunci cearta noastră ajunge chiar la despărțire. Deci noi ne despărțim o dată la săptămână. Eu pun punct câte relații. Câte zile s-au certați sau despărțit? Deci odată la săptămână eu pun punct relații din cauza că nu există comunicare. Deci odată la săptămână. Sau la două. Da. Sau poate la patru. Nu, după aia, el aflându-se în punctul terminal, el comunică de-abia atunci. Dar eu îi forțez mâna cum ar veni. El, de la el nu vine comunicarea. Asta e punctul culminant. Păi ce vrei? Eu sunt onestă. Păi ce vrei? Păi sunt onestă. Da, doar că nu suntem acum un exemplu. Nu suntem un exemplu, noi nu. Stai puțin, în fiecare cuplu există și certuri și există și momente mai puțin plăcute. E important e că le depășiți împreună. Și că astăzi ați venit alături de noi în calitate de cuplu. Sper că veți pleca la fel. Următoarea întrebare, Dimitri. După întrebările astea, da. Care a fost cel mai emoționant gest de iubire pe care l-ai primit de la mine? Nu știu că mi-ai pus mașina pe numele meu. Hai spune. Da, ăla cred că a fost, că noi tot avem la comun, totul 50-50. Și a zis, uite, mașina asta o punem pe numele tău. Și eram, really? Ți s-a părut că ăsta e gestul suprem de iubire? Mi s-a părut drăguț. Are pentru că... are mai un motor mai mare de 3.000, că atunci e impozitul scump. Nu, un pic material, da, nu. Care este cel mai mare obstacol pe care l-am învins împreună și cum ne-a întărit relația? Faptul că eu am fost posesivă și geloasă și nu te-am lăsat să faci un pas fără am mine. Am avut multe obstacole oricum în relația. Dar asta a fost. Eu... Pare că aveți în continuare. Nu, nu, dar cred că am fost insuportabil atunci. Nu, cred că am fost insuportabil pentru că el lucra la cu un artist destul de cunoscut, Randy. Era la studiourile lui, lucra. Era geloasă pe Randy? Stai să-ți explic. Era geloasă pe toată lumea. Și Randy îl chema în tot felul de...
locații să meargă cu băieții în cluburi, alea. Team building-uri. Și plecat, am zis să alege, ori mergi cu ei, ori mă alegi pe mine. Da, și deci cumva... Atât de geloasă și pozitivă. Acum îmi pare rău. Stai și atunci. Bine să-mi spui când vii să-ți iei lucrurile. Acum mă alegi pe mine sau mergi cu ei? Când vii să-ți iei lucrurile? Acum îmi pare rău. Acum cu mintea de acum... Acum ne-ai lăsat să meargă? Da, acum da. Acum am dat seama că eram exagerat de geloasă și că n-ar fi trebuit să reacționez așa. Acum, cu mintea de acum. Dar atunci... Nu vedeam. Vedeam roșu când îmi spunea că... Hai să vedem. Mai alege o ultimă întrebare. Ai fantezii neîmplinite? Ai ales-o pe Gemma. Ai ales-o, exact. Hai. Ce? Cu toții, bravo. Hai. Nu. N-ai fantezii neîmplinite? Adică nimic s-a... Pentru că el dorește să ți le împlinească, de-aia te-a întrebat. Deci dacă ar vați ceva, uite-te la mine. Și uite-te la mine. Dar și de ce să se uite la tine la întrebarea asta? Eu sunt detector de minciuni. Nu! Conjugale. Ai spus nu! Nu! Ai vrea un Ferrari pe numele tău? Da!